Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Începem Dublu sau Nimic de la câți? De la 300 de euro puși la bătaie pentru cine va ști să răspundă la întrebările noastre, până la 2400 astăzi, dar și cu un curcan de 15 kg, 15 pentru cine participă astăzi, chiar și dacă greșește răspunsul la prima, a doua sau a treia sau a patra întrebare. Cine știe? Andrei, bună dimineața! Salut, Andrei! Bună dimineața! Bine ai venit! De unde ești? Baia Mare. Din Baia Mare. Baia Mare. Ce mai e pe la Baia Mare, măi, Andrei? E tare departe de noi. Da, e în orat. Dar în rest, așa, toate bune pe acolo? Toate bune și frumoase. Soarele e la București. A plouat azi noapte. Da. Azi noapte, dar acum mai e și soarele pe strada noastră. Cumva. Perfectează și pe mea. Da. Avem un curcan. Venim cu el dacă e nevoie. Ești norocos de fel? Cum îți merge așa pe planul ăsta? Nu știu ce să zic. Data trecută n-a fost așa norocos. Ai mai fost la dublu? Nu la dublu, la un alt concurs acum vreo 3 ani. La și noi? Tocmai o o întrebare din politică mi-a pus capac. Nu cred. Ba da. Dar ce? La bătălia sexelor? Nu, erau 10 întrebări de 60 secunde. Am avut noi, mă, minutul de aur. Exact. Aveau 10 întrebări în 60 de secunde. Dacă răspundeai la toate, luai premiu maxim. Și ce eu ar trebui să vă întreb acum pe dumneavoastră cine era ministrul transporturilor atunci. Păi uite, asta vreau să te întreb. Cine era cu 3 ani jumate ministrul transporturilor? Putea fi oricine. Dar nu mai știu, s-a schimbat cabinetul. Era domnul Răzvan Cuc. Domnul Cuc, păi da, era la noi la toate alea, la Republica Fantastică. Da. Da, măi, Andrei, câți ani ai? 39. Mulți înainte. Și acum ești la serviciu acasă? La serviciu. Ce lucrezi? În proiectare. Excelent. Bun. Colegi proiectanți avem? Avem doi lângă mine. Excelent. Bravo. Păi faceți echipă, știi regulile. Bănuiesc că dacă tu ai participat la minutul de aur acum 3 ani jumate, cred că ne asculți regulat. Da, sigur. Și știi cum se desfășoară Dublu sau Nimic? Trebuie să dai tu răspunsul final în cele 6 secunde. Poate să te ajute colegii, dar trebuie să fie rostit de tine răspunsul. Da. Am vrut să n-avem vorbe. Bine, gata, începem. Multă baftă, Andrei. Mulțumesc. Tot ce știi, transformă în mii. Beneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio, Dublu sau Nimic, în deșteptare. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Beneș Curcanul la Europa FM. 300 de euro. Inspirată de bătălia hiturilor, Andrei, prima întrebare de astăzi este din muzică. Din ce țară este trupa Ace of Base? E ușor. Suedia. Băi. Dar Roxet, de unde sunt băieții ăștia Roxet? Suedia. Și câte trupe să avem și Suedia, măi, Andrei? Da. Iau și pe ABBA pe deasupra. Da. Suedeji. Da. E bine. Da. Păi ai zis-o, exact. Pe fluier. Da. Ai zis-o pe sonerie, cum ar veni. Și te-am și ajutat, că de-aia am zis inspirată de bătălia hiturilor, că azi am avut Roxet câștigătoare la bătălie. Da. Zici cinstit, ai fost, te-ai dus pe Google? Nu. Am stat și am analizat, am... Sau ce variante mai aveai? Să analizez mai repede, Andrei, la întrebările următoare. Stai puțin, ce variante mai aveai pentru Ace of Base ca țară de origine? Mă gândeam că e nordică și trupă daneză nu prea cunosc, norvegiană. Ai mers prin excludere. Cert e că ai fost la limita limitelor cu timpul. 6 secunde, ține minte, 6 secunde pentru răspuns, da? Și eu vă mai spun o dată aici, când vă întreabă cineva din ce țară e o trupă și nu știți, răspundeți Germania sau Suedia, că 90% dacă... Mai sunt și italienii cu surprize. E, lasă, da, sigur, dar cele mai multe, nu știu cum vine, astea care nu sunt foarte cunoscute, mă refer, ca origine. Zi un Buzău, modelul ăla, știu. Exact, da. Bine, Andrei, ai 300 de euro și urmează întrebarea din politică. Nu urmează. Nu cred. Cum nu urmează? Serios? Glumești?
Nu glumesc. Haide măi, e atât de... Nu. Chiar nu știu cine e ministrul transporturilor nici acum. Dar nu, că nu e... Nu e cu ministrul transporturilor. Nu e cu ministrul transporturilor. Deci nu e de la... De la minister. Nu, am glumit, nu te întreb cine e ministrul transporturilor. E altă întrebare din politică. Vezi că l-ai speriat, nu mai zice domeniile. Așa m-a provocat George să spun. Nu, prefer să mă retrag. Haide mă, omule. Vezi, nu mai dau domenii de acum. Serios că e simplă. Deci ți-am zis să dai un indiciu, nu domeniu. Speriam clienții. Adică îmi și pare rău, e atât de mișto întrebarea, da. Cât îmi și pare rău că Luca va trebui să o adreseze. Dacă nu mergi mai bine, departe. Bine, hai să mergem mai departe. Este, hai că o știi, sigur o știi. 6 secunde, ai grijă. Da, da. Da, 100 de euro pentru fiecare secundă. Da. 600 de euro. E sigur, mergem mai departe, da? Mergem. 600 de euro. Până la urmă, curajos, Andrei. Arată premiul la minutul de aur pe întrebare din politică și acum și-a luat inima în dinți. Nu cred că poate să rateze asta. E imposibil de ratat, serios. Concentrează-te și hai. Vezi că am mai zis așa. Andrei, fii atent. Că iei și pe colegi acolo, da, n-ar trebui să ratați răspunsul ăsta. Și sunt 600 de euro, o mulțime de bani. Dacă știi cine a fost prima femeie în funcția de prim-ministru al României. Viorica Dăncilă. Băi, mă, dă un culo de trăi. Este! Frate, cum să uite lumea așa repede? Vorba aia, n-au trecut decât 2 ani și un pic, 3. Deci, băi, pe mine m-ar fi încurcat, pentru că felul cum a pus întrebarea, cine a fost prima femeie, te duce 50 de ani în urmă. A fost singura. Deci te gândești, băi, dar cine a fost prima femeie? Ce-mi scapă, știi? Auzi, Andrei? Da. Aseară m-am culcat și înainte să mă pun la somn am zapat un pic și era domnul Grindeanu invitat la o emisiune la televizor. Și mă gândeam, zic, bă, ăsta a fost prim-ministru la un moment dat, acum e ministrul la transportul, așa, nu? Este, da. Da. Și nu mai știam dacă a fost înainte sau după Dăncilă. Cert nu, a fost că mie, înainte cu încă unul. Mie nu mai venea numele doamnei Dăncilă. Nu cred. Știam, mă gândeam, a fost înainte sau după doamna Haioasă, trebuie, dar nu mai venea numele. Doamna Haioasă. Și zic, băi, zic asta, întreb mâine la dublu sau nimic, cine a fost, că zic, eu nu mai țin minte, nu-mi vine numele. Și atunci poate avea un grad de dificultate pentru 600. Ai 600 de euro, Andrei, zine ce faci. Ai trecut de, practic, cel mai mare hop din cariera ta. Acum chiar am să mă retrag. Haide, mă, serios? Da, serios. Eu zic că o știi și pe următoare. 70% convins că o știu, dar... Da. Emoții, doamna Dăncilă... Vrei să te lăsăm să te mai gândești puțin? Nu, nu e necesar. Dăm și noi publicitate. Da, puteți să dați publicitate. Uite, îți lăsăm 6 minute să te gândești. Vorbești cu colegii. Eu zic 75% știi. Luca și Vlad te-au încurajat să mergi mai departe și n-au greșit. Acum au făcut la fel. Asta ar trebui să spună ceva. Gândește-te și în 6 minute ne întoarcem. Suntem live și pe Facebook cu decizia lui Andrei. Am întors în direct, 8 și 51 de minute. Andrei a răspuns corect la două întrebări, a câștigat 600 de euro și poate merge la următorul prag de 1200. Andrei, mai ești cu noi? Mai sunt. Salut! Din nou. Ar fi trebuit să intri pe pagina de Facebook unde suntem live cu imagini din studio ca să vezi comentariile de acolo, cum lumea te încurajează să mergi mai departe, sau nu? Ce ai decis? Mă retrag. Auzi, Andrei? Ai pierdut o grămadă de bani. Am câștigat o grămadă de bani. Adevărat. Bravo. Sunt bani buni, 600 de euro, e greu să îi mizezi. E răspunsul tău final, da? Întrebare. Da, e final. Andrei, felicitări! Bravo, prietene! Mulțumesc. 600 de euro sunt banii tăi câștigat în această dimineață la dublu sau nimic. În plus, ai luat și dita mai curcanul de 15 kg. Acolo-i treabă. Auzi, Andrei? Stai așa. Da. Gătești? Nu. Da, aveam cine să gătească. Ce faci cu curcanul? Unde-l duci? La zoo. Măi, vezi că e desfricerat, săracul. Să nu se înțeleagă. Cum ar fi? Și v-am adus și acest colcan. Auzi, Andrei? Da. Hai să revenim foarte puțin la concurs. Bănuiesc că ești curios de ultima întrebare, nu? Foarte. De ultima, hai să vedem. De-a treia. Și da, spune-mi înainte de asta, sincer, dacă nu erau colegii, dădeai răspunsul cu Dăncilă în timp util?
Nu, vreau să zic Ana Paucăr, vă spun sincer. A fost de extern de ministru, doamna Paucăr. Tovarășa. Tovarășa, da. Ajungeai la canal dacă spuneai, că... doamna. Am vrut să văd dacă am fost eu inspirat, dacă puteam să încurc întrebarea asta. Că am primit câteva mesaje pe tabletă de la ascultători care au mărturisit că nu le venea Dăncilă. Da, Andrei, fii atent. Ar fi fost 1200 de euro pentru tine dacă ai fi știut răspunsul și la o a treia întrebare. Cum îl chema pe exploratorul european de al cărui nume, de la al cărui nume a primit America numele de America? Da. Bine, prefer să vă zic că nu știu. Ți-am zis? America Vespucci. Evident. Uite că răspundeai și la asta tot pe ultima sută. Nu, a zis că... A zis era că mai știa. Simplu ca Dăncilă. Era mai simplu ca Dăncilă. Bă, sărmana, doamna Dăncilă, înțelegi? A fost primul prim-ministru femeie în România și a ajuns, după mai puțin de trei ani... Istoric. A ajuns doamna aia hazlie, dar nu mai știm cum o cheamă. Săraca de ea. Andrei, felicitări încă o dată, 600 de euro și un curcan de 15 kg. Bravo, de la Peneș Curcanul. Felicitări! Și ne bucurăm că ți-ai luat revanșa după minutul ăla de aur de acum 3 ani jumate, iată, da. Și să știi că are mai puține grăsimi curcanul decât carnea de porc, dar și un conținut ridicat de proteine și vitamine. Consumați carne de curcan românesc și verificați originea pe etichetă. Am crezut că zici că curcanul are mai puțin grăsimi decât cucu. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine. Deșteptarea la Europa FM.